Vreau să aduc înaintea dumneavoastră un mesaj care despre care uh, am anticipat în urmă cu câteva luni de zile că la un moment dat îl voi aduce și astăzi Dumnezeu a îngăduit să îl prezint în fața dumneavoastră. Și dacă sunteți amabili, aș vrea să deschideți Biblia împreună cu mine la Evanghelia după Luca la capitolul al 16-lea, de unde voi citi un fragment biblic arhi cunoscut. De la capitolul 16, citirea va începe cu versetul 19 și se va încheia cu versetul 31. Așadar, așa cum am anunțat deja, Evanghelia după Luca, cel de-al 15-lea capitol, adică capitolul 16, mă scuzați, de la versetul 19 la versetul 31. Și vă voi prezenta în această zi cinci scuze pe care oamenii le invocă adeseori atunci când sunt chemați să se pocăiască. Acum sper să nu vă dau idei unora dintre dumneavoastră, să nu se întâmple ce s-a întâmplat odată cu un tânăr care s-a dus să se mărturisească și pastorul l-a tot întrebat asta ai făcut-o, asta la altă n-ai făcut-o, l-a întrebat la un moment dat, nu cumva ai furat bani din buzunarul tatălui tău în timp ce dormea. Și băiatul ăsta și-a gândit puțin, a zis, nu, dar să știți că n-ar fi o idee rea. Acum sper să nu se întâmple în această dimineață fix același lucru, să vă dau cinci noi idei celor care ar fi trebuit să fiți alături de cei 11 îmbrăcați în haine albe și care de multă vreme invocați scuze, Doamne, dar eu nu mă botez pentru că... Și titlul predicii din această zi știu că sună dramatic pentru un eveniment ca acesta. Știți bine că noi în ultima vreme vorbim despre vremurile din urmă. Duminica trecută am vorbit despre moarte, am vorbit despre cer în altă duminică. Titlul predicii din această zi este scuze care-i trimit pe oameni în iad. Și Biblia ne prezintă un asemenea personaj aici în capitolul 16 de la versetul 19 la versetul 31. Pilda Bogatului Nemilostiv și Lazăr, toată lumea știe pilda aceasta, ea apare într-un anumit context. În contextul în care Mântuitorul îi îndemna pe oameni să fie buni, să nu fie egoiști, să fie darnici. Și în acest context, în care Domnul deja a spus o pildă, o pildă care, așa cum v-am spus, avea ca scop să îi îndemne pe oameni să nu fie egoiști, ci să fie darnici. Unii dintre cei care ascultau și culmea, unii dintre cei mai religioși dintre ascultătorii Domnului Isus, mai exact partida fariseilor, și în paranteză fie spus, ca să fii fariseu era foarte greu, deci nu era suficient să te botezi, nu era doar un simplu ritual, ca să treci la partida fariseilor trebuia să știi foarte multe lucruri. Ca de exemplu, trebuia să știi pe din afară primele cinci cărți din Biblie. Ia gândiți-vă numai la cartea numerilor, sau și citești, dar să știi pe de rost. Oamenii aceștia cunoșteau legea, nu doar legea din Vechiul Testament, ci toată tradiția iudaică. Erau oameni cu carte, ca să zic așa. Și farisei, auzind îndemnul Domnului Isus, îndemnul de a fi bun, de a fi darnic, spune Biblia în capitolul 16, în versetul 14, că erau iubitori de bani, ascultau și ei toate lucrurile acestea, adică ce predica Domnul Isus, și își băteau joc de el. Asta e reacția lor, bagiocora la, la desa învățăturii Domnului Isus. De ce? Pentru că erau foarte mult legați de bani. Înainte Mântuitorul le spune, nu poți să slujești și pe Dumnezeu și pe Mamona, nu poți să fii pasionat de Dumnezeu și să fii pasionat să trăiești în primul rând pentru lucrurile de aici. Le mai spune ceva, Fac, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte, pentru că atunci când veți muri să vă primească în corturile lor veșnice, adică bogăția voastră nu e doar rodul muncii voastre, o parte e și rodul muncii voastre, pe de altă parte este și rodul binecuvântării lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a îngăduit să-ți meargă mai bine, nu uita, n-ai fost chemat de Dumnezeu să trăiești doar pentru tine, nu fi egoist. Și răspunsul fariseilor, care încă o dată vă spun, oameni foarte religioși, răspunsul lor e bagiocora. Asta ne spune Biblia. Și Isus le-a zis în versetul 15, voi căutați să arătați neprihăniți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile. Și asta pentru cei care sunt credincioși sună încurajator, pentru cei care sunt farisei sună descurajator. Pentru că voi, spune Domnul Isus, căutați să fiți neprihăniți, ce înseamnă neprihănit, să fi drept în ochii oamenilor, dar aveți o mare problemă. Dumnezeu vede dincolo de gard. Are română o vorbă. Afară-i vopsi gardul, înăuntru-i leopardul. Așa mi se pare că zic ăștia din Moldova vorba asta. Dumnezeu vă știe inima. Asta, spu asta spune Dumnezeu, le spune Domnul Isus acestor farisei. Și în acest context spune pilda cu bogatul și Lazar, în care avertizează, e un fel de avertizment, aveți grijă, oricât de mulți bani ați avea, tot muriți. Orice, orice, statut social ați avea, până la urmă, tot o terminați cu viața asta. Și întrebarea e, ce rămâne după aceea în urma voastră? Și iată că Domnul Isus, ca să răspundă atitudinii fariseilor, spune această pildă, pe care o citim împreună. De fapt, eu o citesc cu voce tare, iar dumneavoastră în gând, împreună cu mine, și în felul ăsta rămâne cuvântul lui Dumnezeu în mintea noastră. Era un om, era un Om, și asta e bine, că nu și-a pierdut totuși dimensiunea asta omenească, era un om, și pe lângă faptul că era om, era bogat, care se îmbrăca în porfiră și în subțire. Nu vreau să intrăm în detalii care nu ne zidesc prea mult legate de vestimentația vremii de atunci. Oricum, hainele astea, dacă ar fi să le echivalăm cu ceea ce se întâmplă astăzi, erau haine extrem de scumpe. Și în fiecare zi, asta mi se pare foarte ciudat, și ci în fiecare zi, ducea o viață plină de veselie și strălucire. În fiecare zi. Deci nu avea nici măcar o pauză de la veselie și cred că ăsta e idealul lumii în care noi trăim. Omul să trăiască doar vesel și la biserică atunci când venim, dacă îl întristez măcar o clipă, zice bă, nu mai calp aici. Ducea o viață plină de veselie, vă dați seama ca viața ta să fie plină de veselie în vremea aceea, trebuia să investești o grămadă de bani în oameni care să vină, să te distreze și el n-avea altă grijă primul lucru când se, când se trezea astăzi vreau să duc o viață plină de veselie și strălucire și când se referă la strălucire am auzit că unii interpretează în sens spiritual în niciun caz nu se referă aici în sens spiritual, ci în sensul cel mai firesc cu putință adică omul o ducea bine Strălucitor. Adică strălucea în fața oamenilor, în sensul ăsta, nu în, în modul ăsta spiritual. Ducea o viață plină de veselie, adică tot timpul se distra, din momentul în care deschidea ochii, și era bine văzut de oameni. La ușa lui, până aici, totul bine. Numai că știți cum suntem noi? Totul începe de acolo, de la ușă, mai ales la noi, în, în România. dincolo de, de ușă, nu ne pasă. Mi-aduc aminte nu știu dacă vă fi vreun frate de la Toflia pe aici, dar știu că ei mi -am, îmi mai urmăresc predicile câteodată. Când am mers prima dată la Toflia, ăsta a fost șocul meu. Acum lucrurile s-au îmbunătățit foarte mult, au un primar mai tânăr care a făcut treaba excelent acolo, dar când m-am dus am fost șocat de cât de bine arătau casele după ce treceai de ușă. Când ieșai pe stradă, era șoc. Parcă era altă planetă. Strada era Africa, curtea era Germania. Ia uitați-vă și la bogatul ăsta. Treceai dincolo de ușă, strălucire, veselie, cum au cântat oamenii noștri aici, bucurie, veselie. <laughs> și, dar la ușa lui, deci dincolo de ușă, aia treaba lor. Cum zicem noi, că despre mine, eu și casa mea, eu când auzi de asta, îmi crește tensiunea. Iau pe mulți zicând, că despre mine, frate, eu și casa mea. Apoi, în rest, treaba lor. Și dacă o trăzni, și dacă o veni tsunami, bine că suntem noi sănătoși. Nu ziceți amine mine, că totdeauna se găsește cineva să mai zică cât un amine potrivit. La ușa lui, deci dincolo de ușă, în partea alta ușii era fain, partea -alta, asta la alta nu prea era fain. Zăcea, zăcea un sărac numit lazer, și ăsta zici că e superlativ absolut al, al sărăciei și sărăcia nu vine singură, vine și cu boală și cu mizerie, plin de bube, zice Biblia, zice Domnul Isus în pildă aceasta. Și observați, dorea mult să se sature cu firmiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și îi lingeau bubele, până și câinii erau mai milostivi decât bogatul acesta. Cel puțin asta înțelegem din text. Săracul zăcea dincolo de ușă din ce înțeleg, eu nici măcar acces la firmituri nu avea. Zice, dorea mult să se sature cu firmiturile care cădeau de la masa stăpânului, deci pentru el idealul nu era uh, haina de porfiră și insubțire, nici viața plină de veselie și strălucire, ci firmiturile. Voi observați cum se schimbă idealurile de la om la om, vorbesc cu unul și zici ce visez? Eu visez să ajung la Oxford. Altul zice, eu sper să termin școala, măcar pe opta. Unii se mulțumesc cu firmiturile, alții visează. Cât de diferiți suntem și din punctul ăsta de vedere. Doi oameni așezați unul lângă celălalt. Dumnezeu a îngăduit ca amândoi să fie acolo. Și cel sărac și cel bogat. Biblia nu-l face pe, și aș vrea să înțelegeți bine, nu-l face pe bogat, păcătos, pentru simplu fapt că era bogat. Nu bogăția e problema lui, ci atitudinea de egoism nici măcar nu-i păcătos. Biblia nu ne spune că ar fi făcut lucruri păcătoase. Omul era vesel. Ce rău în asta? Din potrivă, e o roada Duhului Sfânt să fii bucuros. Omul era vesel. Problema nu e veselia lui, problema, știți care, egoismul lui. Și, dragii mei, pocăiți, pentru că textul acesta e scris pentru farisei. Și noi ne integrăm, sau, mă rog, ne nu știu dacă ne integrăm, ne identificăm, ăsta e cuvântul cel mai bine de multe ori cu fariseii. De multe ori avem fix aceeași atitudine. Bă, noi să fim bine, ne facem școlile noastre și asta e bine, ne facem lumea noastră, trăim în lumea noastră și când trecem dincolo de ușă, să trecem cât mai repede. Nu ne pasă. Treaba lor. Lasă că noi am ajungem în rai. Asta e important să ajungem noi în rai. Dar eu vă spun că atunci când avem o asemenea atitudine, nu-i ceva în regulă cu pocăința asta noastră, cu care tot ne lăudăm atâta și ne batem cu pumnul în piept. Cu vremea, săracul, spune Biblia, a murit. Nu ne spune Biblia de ce. Cu vremea. Adică știți că fiecare dintre noi ne naștem cu un termen de expirare. La un moment dat, termenul de expirare expiră, nu? Sau Cu vremea. Cu vremea, săracul a murit. Și așa, de frumoasă imaginea asta despre care am vorbit, dacă vă aduceți aminte, când am vorbit despre moarte și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Când am vorbit despre ce se va întâmpla cu noi în clipa în care murim, am zis că e posibil să vină îngerii, să te întâmpine îngerii și să te ducă în, în veșnicie. Sau se pot fi și alte variante, v-am prezentat acolo mai multe variante. A fost dus de îngeri în sânul, în sânul lui Avram. A murit și bogatul, probabil că tot cu vremea, nu l-a lovit nicio boală și l-au îngropat. Și ce e foarte interesant? Că bogatul moare când, îi era mai bine. Hmm. Parcă atunci era cel mai greu să se despartă de lumea asta. Acum, când le a alipuit pe toate, cum zice Bihoreanu, le-ai așezat pe toate, și aici fac o paranteză, în urmă cu cu un an și ceva, ba nu, cred că au trecut deja, doi sau trei ani, îmi aduc aminte de un om în casa căruia am poposit, care ajunsese la vârsta de 40 și ceva de ani și care ajunsese foarte bogat. Toată viața lui a muncit până n-a mai putut. A zis, ajung la 45 de ani și la 45 de ani mă pensionez. La 45 de ani, când a atins idealul ăsta și era milionar și a zis, de acum mă plim numai prin insule. Și idealul lui ăsta era. La 45 de ani a avut un accident, a rămas paralizat și apoi la ceva vreme a murit. Biblia spune în legătură cu acest bogat, așa, zice, a venit vremea că și bogatul s-a dus. Săracul n-a avut ce lăsa. Ce să lasă? Erau doar câinii aceia care nici aia nu erau ai lui. Care veneau de treabă, erau acolo lângă el și îl sprijineau. Și apare bogatul și bogatul dispare și el din scenă. Și când bogatul dispare din scenă, probabil că la, la înmormântarea lui, au fost mulți oameni, s-a dus dintr-o dată. Soborul de farisei cu siguranță au participat, cu siguranță l-au lăudat, cu siguranță au zis, ăsta a fost, domne, un om Vedeți, noi măsurăm spiritualitatea oamenilor în funcție de înmormântare. A ce? Sunt înmormântări și am fost de foarte multe ori la înmormântări, înmormântări pe extrem de triste. Toate înmormântările sunt triste, dar sunt unele înmormântări la care efectiv nu participă decât 4, 5, 10 oameni. Și sunt extrem, extrem de triste. Și noi zicem, uite la asta, au fost o mie de oameni acolo. Dar spiritualitatea nu se măsoară în asta niciodată. Și spune Biblia că versetul 23 pe când era el în locuința morților, în chinuri, bogatul, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Cum îl cheamă pe micuțul vostru? Matias. E un evanghelist excepțional. Ce mașină ai, Matia, să văd și eu? Motocicletă? Că era vrom, 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 vrom pe aici. Uh, domnul să-l binecuvânteze, dar vă rog frumos, pe cât posibil, țineți-l acolo. Că e mult mai frumos decât mine și oamenii sunt mai atenți la el după aia. Rămâne între noi. Ești tare, Domnul să-ți binecuvânteze. Puteți să-l aplaudați. Dar în același timp, ține-l acolo lângă tine cât mai posibil, cât mai mult. Deci... Uh, unde am ajuns? Da, versetul 23. Zice, pe când era în locuința morților, în chinuri, Bogatul și-a ridicat ochii și a văzut de departe pe Avram și pe lazer în sânul lui și a strigat: Părinte Avrame, fiez milă de mine și trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă, să-mi răcorească limba, că grozav sunt, chinuit în văpaia asta. Ce interesant e că nu protestează că-i iad. Bogatul nu protestează că în iad. Înseamnă că avea el ceva pe conștiință că altfel de eram noi în locul lui. 100% protestam. Dar omul nu protestează, nu zice, am ajuns degeaba. Ușurează-mi suferința, fie milă de mine. Trimite-l pe Lazar. Iarăși încă o dovadă de orgoliu nemaipomenit. Uitați-vă la bogat. Nu vorbește cu Lazar nici în viață, nici după moarte. Nu-l bagă în seamă. Vorbește cu Avram. Nu socotește cotește că Lazar îi de rangul lui. Eu nu vorbesc cu Lazar, e sărac, sărac a fost când a murit, sărac rămâne și după moarte. El are aceeași atitudine, observați, nu se schimbă cu nimic. E la fel de egoist și la fel de a -a arogant. Zice, nu vorbesc eu cu el, vorbesc cu șefului, vorbesc cu, cu Avram, să-i zică lui Avram, trimite-l pe Lazar să-și înmoaie degetul. Eu nu vorbesc cu el direct. Dar zice, să arate milă. Ce interesant, el acum aș dorea milă, dar câtă vreme câtă vreme a fost în viață pe pământ, că în viață era și acum, dar în locuința morților, câtă vreme a fost în viață, pe pământ, el n-a arătat nici măcar un strop de milă. Aș îndrăzni să spun că nici acum nu a arătat nici un strop de milă, drept dovadă, nici nu-mi bagă în seamă pe sărac. Rămâne cu aceeași mentalitate de biruitor, nu? Și uh, spune Biblia că atunci când îi zice lui Avram să-l trimită pe Lazar, Iată ce răspunde Avram. Fiule, i-a răspuns Avram. Adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Numai acum întrebarea e care-s bune și care-s rele. Hmm. Că noi nu prea... Zice Lazar în viață atunci când a fost pe pământ și-a ales cele rele. Nu și le-a ales el. Nu? S-a pomenit acolo. Vedeți, noi facem adeseori o confuzie și ceea ce ni se pare nouă bun de multe ori e rău, ceea ce pare că, că este rău câteodată, bă, iar să postesc, nu prea e ok, mi -e rău. <gântu -i> ceea ce pare rău, adeseori, e bun. Dar noi avem lipsa asta de discernământ. Facem confuzia asta. Suntem exact ca niște prunci, ca și Matias. Fix la fel. Nu știm să discernem de foarte multe ori în viață, ceea ce ni se pare nou că e bine, în realitate e rău. Și invers. Fiul ei, zice Avram, ai grijă. Pe lângă toate acestea, zice, între noi și voi, este o prăpastie mare, așa că cei care ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, nu se poate. Vă rog frumos, asta este o pildă. Noi nu putem să luăm la propriu tot ce se află în pildă aceasta, nu interpretăm la propriu tot ce se află, elementele din pildă deseori sunt simbolice, simbolice, metaforice. Ce vrea să spună Biblia aici? Nu că între rai și iad există o prăpastie peste care nu se poate trece, ci vrea să spun un simplu lucru, foarte clar, pe înțelesul oricărui om din lumea aceasta. Adică, după moarte nu se mai poate face transferuri. Nu e ca și cum ai merge într-un aeroport, într-un terminal și zici, bă, am greșit terminalul, mă duc în celălalt terminal. Nu se poate face transfer. Nu există locul ăla de transfer decât atâta vreme cât omul trăiește pe acest pământ. Și asta spune Biblia aici. Adică nu mai poți da bani după aceea că există iluzia asta. Domne, o rezolv după moarte. Și nu în întâmplător oamenii ăștia sunt îmbrăcați în haine albe aici pentru că ei vor să-și rezolve problema sufletului aici, astăzi și Acum, pentru că problema sufletului nu se mai poate rezolva după aceea. Niciun parastaz nu mai rezolvă nimic. Nici o donație spre o sfântă mănăstire sau undeva nu mai rezolvă nimic. Nimic din ce am putea noi face în lumea asta, sau știu eu, vreo față religioasă ar putea să facă în lumea asta a, 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 după moarte, nu mai rezolvă nimic. Și, și asta vrea să spună Biblia aici. Bogatul a zis. Rogu-te, dar, Părinte Avrame, să trimiți pe Lazar. Iar îl trimite pe Lazar. Bă, ăla la sărac, ăla și în rai trebuie să asculte de ce zice ăsta Și băi, sărac să asculte ce zic eu. Zice, rogu-te, dar, Părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu. Că și-am cinci frați și să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avrame a răspuns. Și acum fiți atenți toți ăștia care lărgați după minuni. Să nu vă faceți de minune. Și Avram a răspuns, au pe Moise, îi au pe proroci, adică mai pe românește, au Biblia, să asculte ce le spune Biblia. Că mulți zic așa, mă, dacă aș vedea eu o minune... Dar știți cum? Am văzut odată o, o imagine, cred că tăiată dintr-un film, un individ care se ruga în fața unui altar. Doamne, dacă este voia ta să fac nu știu care lucru, fă să se întâmple o minune. Și în fața lui cade peste altar, trăznește altarul, ia foc altarul. Și pentru că omul avea alt plan, stătea cu ochii închiși și nici nu se uita. Și zice, Doamne, dacă nu mi-ai arătat niciun semn, atunci fac ce vreau eu. Nu, no, fix așa suntem noi oameni. Pentru că uitați ce răspunde, ce spune aici Avram. Zice, au acolo Biblia, să asculte ce spune Biblia. Acolo e cuvântul lui Dumnezeu. Și Avram i-a răspuns, dacă nu ascultă de Moise, adică de lege, adică de Biblie și de proroci, tot de proroci din Vechiul Testament, la asta se referă, nu vor crede nici dacă ar învia cineva din morți. Deci nici dacă se ridică cineva din mor și le spune pocăiți-vă, că dacă nu vă pocăiți, vă duceți în iad, tot nu vor crede. Pentru că omul așa este, orice minune ai cere tu, oricât ai zice, Doamne, dacă e voia ta să se facă lucrul acesta și îți dă Dumnezeu o sută de semne, dacă tu te ghidezi doar după ele, știi ce vei face? Vei închide ochii și vei zice, Doamne, dacă nu mi-ai dat niciun semn, atunci fac cum vreau eu. Nici dacă ar învia cineva din morți Ăsta e cel mai mare semn care ar putea să se întâmple Mi-aduc aminte că una, la, una din primele înmormântări La care am participat vreodată S-a întâmplat ceva Care a șocat pe mulți Știți că la țară Cimitirile sunt de obicei lângă Biserica Ortodoxă Și se află pe câte o pantă Foarte abruptă, pe dealuri Și eram undeva într-un într -un județ Apropiat de județul nostru Cu căruța Știți cum se întâmplă la înmormântări Încă se mai întâmplă și cel decedat în, în sicriu, în coșciug, în căruță, pe dealul acela abrupt și pentru că dealul era abrupt, s-o speria caii și-o căzut mortul. Dar o căzut că părea că am viat, nu știu cum să vă spun. Noi eram toți, că de obicei așa se întâmplă. Uh, pastorii primii, după aia, mă rog, neamurile și așa mai departe, când o căzut omul, s-o da peste capă, deal în jos, nu frica celor mai mulți de acolo, unii care erau mai în spate, nu înțelege ce se întâmplă. Erau efectiv terifiați. Și ce se spune aici Avram, nici dacă atunci când mergi în urma unui coșciug, înspre mormânt, se ridică ăla de acolo și zice, pocăiește-te. Dacă nu te pocăiești ascultând cuvântul lui Dumnezeu, tot nu o să te pocăiești. Zilele acestea au fost foarte multe înmormântări de oameni tineri, foarte multe. Ieri am participat la înmormântarea unei fete de 16 ani, numele ei este Loredana. Fata asta s-a îmbolnăvit de cancer de la vârsta de 12 ani. Mi-am adus aminte de ea, în timp ce cântau ai noștri aici pe scenă ultimul cântec, ultima cântare. De ce? Pentru că în timpul slujbei de înmormântare, o sora acestei fetițe și câteva prietene și colegi de clasă au cântat cântarea ei favorită și a fost cântarea asta. Toți cei care erau acolo au depus mărturie că fata asta de la vârsta de 12 ani până la vârsta de 16 ani, când a plecat din lumea asta, a fost și botezată la 15 ani, fata asta a fost un exemplu de bucurie și de optimism. Ba mai mult, pe lângă boala asta, pentru că a avut o formă de cancer la creier, medicii au făcut și o greșeală la una dintre operații, că a trecut prin mai multe operații și a rămas și oarbă, ultimii doi ani. Și îmi spunea pastorul, de câte ori mergeam acolo cu gândul să-i încurajez, ea era foarte lucidă și întotdeauna plină de bucurie. Ce poate să aducă bucurie unui om într-o situație de genul acesta? Ce ar putea să aducă bucurie unui om? care se află într-o într stare de, de acest fel, bolnav de cancer, într-o sta, într stare terminală. Dacă nu un singur lucru. Prezența lui Dumnezeu acolo. Prezența lui Dumnezeu în, din suflet. Aș vrea să spun în această zi, dragul meu, nu știu câte scuze poți invoca, pentru că slujba, slujba din această zi este una de botezi adevărat și nu vreau să... Transform slujba asta de botez în ceva patetic, în ceva lăcrămos, că așa suntem noi românii și bihoreni mai ales, și noi penticostale și mai și. Dar aș vrea să spun, pentru că acesta e cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu te confruntă exact cum îi confruntă pe cei farisei, cărora le spune în mod clar, oameni dragi, oameni buni, treziți-vă, viața este trecătoare, trecem din lumea aceasta la orice vârstă, putem pleca oricând din lumea asta, de aceea nu mai invocați scuze. O, oh, dar eu sunt o familie dezbinată. O, oh, dar eu am atâtea probleme. Sunt cinci scuze pe care doar vi le prezint. Prima scuză. Scuze, Doamne, nu mă pocăiesc pentru că sunt prea mulți ipocrizi la pocăiți. Doi. Scuze, Doamne, nu mă pocăiesc că trebuie să renunț la prea multe. 3. Scuze, Doamne, nu mă pocăiesc că sunt un păcătos prea mare, cum cântăm noi bihorenii, păcătos ca mine, nu-i pe fața pământului. Asta mi se pare foarte tare, cântarea asta. Mai sunt, să știți, nu e singurul. 4. Scuze, Doamne, dar eu moral. <laughs> exact ca bogatul. De ce să mă pocăiesc? Și 5. Scuze, Doamne, dar eu m-am născut creștin. <laughs> sunt cinci scuze pe care într-un fel sau altul le regăsim și în fragmentul Bibliei pe care vi l-am prezentat, dar le regăsesc adeseori când stau de vorbă cu oamenii. Sunt scuze care duc pe oameni în iad. Prima scuză e asta. Scuze, dar sunt prea mulți ipocriți. Parcă și rimează. Ipocriți, pocăiți, și dacă vă uitați în textul acesta, ați, ați văzut că Domnul Iisus, de fapt, are de-a face cu farisei, cu fățarnicii, cărora le spune, dacă și știu că ați fost atenți, cărora le spune încă de la început, voi căutați să arătați neprihăniți în fața oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inima. Și adeseori invocăm scuza asta. Mă, eu m-aș pocăi, eu m-aș boteza. Da, știu la voi la biserică. Păla, păla, păla alt. Am avut un coleg, am mai cunoscut pe altcineva. Dacă o să o uitați în istoria Bisericii, încă de la începuturile ei, chiar înainte să existe Biserica, de fapt, prima Biserică, cine, cine ar putea fi, dacă nu, Domnul Isus și ucenicii lui. Gândiți-vă în felul următor. Chiar și ucenicii au trecut prin momentul ăsta de ipocrizie. Dragi frași și surori, toți suntem ipocrizi mai devreme sau mai târziu. Nu spuneți amin, de ăsta e adevărul. Ucenicii Domnului Iisus ne spune Biblia că toți l-au părăsit atunci când Domnul a, a fost dus la cruce. Toți. Asta spune Biblia. Nu doar Petru. Petru s-a lepădat. Iuda l-a vândut. Și uitați-vă că în ciuda acestui lucru, în ziua în care coboară Duhul Sfânt, se pocăiesc 3000 de oameni. Nu e o scuză asta. Ar fi putut ăia care au ascultat predica lui Petru și care s-au pocăit toți 3.000 într-o singură zi să spună, dar de ce să ne pocăim? Să fiu pocăit ca Petru care s-a lepădat de Hristos după ce a stat lângă el trei ani de zile? Dar de ce să mă pocăiesc? Să fiu ca Ioan care așa fuge că-și lasă și hainele acolo de frică? Să fiu așa pocăit ca ceilalți apostoli care, după ce că Domnul i-a ajutat și au fost alături de ei, dispar toți dintr-o dată și fug? Dragul meu ascultător, de ani de zile, prietenul meu drag, drag tânăr, care de ani de zile spui, eu m-aș pocăi, scuze, dar sunt prea mulți ipocriți la voi la pocăiți. Ascultă-mă, s-ar putea ca de multe ori tu să consideri că cineva e ipocrit fără să știi de fapt ce dincolo de gard. Și adeseori te uiți la cineva și să crezi că nu ipocrit, în realitate să fie. Și de asta Domnul Isus lansează această, această, vorbă și le spune fariseilor, voi căutați să păreți de în ochii oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inima, nu vă grăbiți să judecați. Adeseori când vin unii în biserica noastră, se grăbesc să judece, mai ales aceia care vin pentru prima dată, bă, voi stați mult în picioare, mă, vă rugați, nu știu cum, mă, dar la voi sunt prea mulți tineri, ba, să stă prea mult în picioare, ba, am văzut pe nu știu care îmbrăca, nu știu cum, ba și suntem tot timpul pe modulul ăsta seta să judecăm pe oameni după ceea ce izbește privirea și sunt atât de mulți oameni în lumea noastră evanghelică pocăiască care caută doar să pară neprihăniți în ochii oamenilor. Când în realitate spune Domnul Isus aici, Dumnezeu îți știe inima. Dumnezeu le cunoaște inima celor 11. Noi stăm de vorbă cu ei înainte. Cei care se vor ocupa de creșterea lor, creșterea lor spirituală au stat înainte de vorbă cu ei. Da, îi mai au pe unii zicând cu invidie să ierte Dumnezeu din alte biserici care zic, a, da, aveți voi atâtea botezuri. Că la noi, ca să te botezi, e mai greu. Da, trebuie să dai, să faci facultatea. Trebuie să treci 15 examene. Dragii mei, doar Dumnezeu știe ce e aici. Eu mă pot uita la cineva, să-l văd aici, îmbrobodit, aranjat, să zici, băi, ăsta, da. Și numai să lucrezi într-o zi cu el și îți vine să fugi. Doamne! Și vezi pe altul și zici, ce cu ăla? Dumnezeu știe ce e în inima lor. Nu-i judecați, vă uitați la ei, vedeți mai tineri, te uiți la freza lui, zici, bă, da. Și noi oamenii, în vremurile din urmă, spune Biblia că vom fi bănuitori. Îmi place chestia asta. Adică toți suntem niște polițiști. A? Ce ai băut astăzi? Ce ai făcut? Nu? Suntem toți niște băgăcioși. Dumnezeu știe. Dacă vă uitați, veți vedea că Primii creștini, 3.000 de oameni, în Faptele Apostolilor, în capitolul 2, versetul 46, spune Biblia că erau nelipsiți de la, de la templu. Și îl slujeau pe Dumnezeu cu inimă sinceră. Și asta vreau să vândem pe voi, cei 11. Știți că avem exemplu acestor prim, prim creștini care frângeau pâinea împreună, care, care erau nelipsiți de la templu și aș vrea să fiți și voi la biserică de fiecare dată când puteți să fiți aici. Dar mai avem un om cu, cu numele Simon, Simon Vrăjitorul, despre care știm că și ăsta se botează în fapte 8, în versetul 13 aflăm că are un fel de credință și apoi din versetul 20 cu versetul 23 îl vedem pe acest Simon într-o situație în care... Îi, îi vede pe apostol și pe Petru cum la punerea mâinilor lor sunt oamenii botezați cu Duhul Sfânt și zice, bă, ce n-aș vrea să am și eu puterea asta? Să gândește el. Și și spune cu voce tare, e, zice lui Petru, chiar și au găsit omul la care să-i spună, lui Petru, care era un om ultra impulsiv, care și dă un răspuns, îi dă un răspuns, nu chiar așa duhovnicesc. Îi zice, îți dau niște bani, numai să am și eu darul ăsta când pun mâna peste careva să primească botezul cu Duhul Sfânt. Și, și, Simon Petru îi zice, banii tăi să piară împreună cu tine. Vă dați seama cât, dacă aș zice eu vreodată ceva de genul ăsta. Uh. Și îi zice, tu ești legat în lanțurile fără de legi, roagă-te dacă poate Dumnezeu să te ierte după așa ceva. Dar uitați-vă, două categorii de oameni, noi tindem să judecăm pe oameni la grămadă, cei mai mulți oameni, 3000 de oameni care se întorc la Domnul, sunt botezați, sunt nelipsiți de la templu, dar avem și un ipocrit și știți cum se întâmplă? Întotdeauna toți cei 3000 sunt judecați după, după ăsta unul. De aceea nu funcționează niciodată scuza asta. Oricât de mulți ipocriți am fi, sau oricât de mulți ipocriți ar fi și oricât de ipocriți am fi fiecare dintre noi la un moment dat în viață, pentru că fiecare dintre noi trecem prin situații de felul acesta, niciodată să știți că scuza asta nu funcționează. Doamne, eu m-aș pocăi, eu m-aș boteza, dar acolo sunt prea mulți farisei. Doi, scuze, dar trebuie să renunți la prea mult. Acum, dacă ne uităm la bogatul ăsta, într-adevăr, am zice noi, ca, ca avea la ce să renunțe. Și scuza asta, în dreptul lui, cumva funcționează. Să zic așa. Dar Biblia ne spune în Geneza, e un text acolo în Geneza, în capitolul 13, versetul 4, 14, că atunci când Avram, când, când Lot se, des, se desparte de Avram și Lot alege să se ducă în Sodoma, din momentul acela Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avram. Din momentul în care Avram a învățat să renunțe, Dumnezeu l-a binecuvântat. Unii oameni spun așa, eu m-aș pocăi, dar nu pot renunța, nu mă pot lăsa de țigară. Și am avut cazuri de oameni care au venit și au zis așa, eu, mă, eu vreau să mă botez, dar nu mă pot lăsa de fumat. Și le-am zis în felul următor. Ai curajul să renunți și Dumnezeu te va binecuvânta. Ce înseamnă asta? Ei, în momentul în care tu renunți, Dumnezeu binecuvântează renunțarea ta. Când e invers, adică tu aștepți așa. Băi, dacă vrea Dumnezeu să mă pocăiesc, deci dacă vrea Dumnezeu, ca eu, eu, Adrian Mocan, din Oradea, vă rog să consemnați, deci dacă vrea Dumnezeu, ca eu, eu să mă pocăiesc, atunci să se întâmple, nu știu, să aud o voce, să se întâmple ceva, o minune, cineva să vină să-mi pachetul de țigări din mână. Dacă vrea Dumnezeu ca eu, a, stai liniștit. Lucrurile stau tocmai invers. Dacă vrei ca Dumnezeu să te binecuvânteze și să-ți dea putere să renunți, Primul lucru trebuie să faci tu pasul acesta. Apoi Dumnezeu promite, exact cum se întâmplă cu Avram, și citiți textul acesta, e extraordinar, nu am timp acum să-l prezint prea mult, Geneza 13 cu 14, după ce Lot alege să se ducă în Sodoma și se desparte de Avram, Dumnezeu promite că îl binecuvântează pe Avram din momentul acesta. Adică din momentul în care învață să renunțe. Zacheu, cu Zacheu se întâmplă la fel. Zice, Doamne, dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. În Știți ce însemna asta? La câte jmecherii au făcut Zacheu, asta însemna sărăcie și rate la bancă toată viața. Scuze, Doamne, dar da, eu m-aș pocăi, dar nu pot. Și acum, dacă a stat de vorbă, nu o să facem asta acum, o să le fac eu prezentare la timp oportun. Dacă m-aș duce la ei să, să intre pe fiecare în parte, să știți că fiecare au avut de renunțat la ceva ca să se pocăiască. Pentru că, vă spun ceva, creștinismul e o chemare la renunțare. Asta înseamnă să fii pocăit. Creștinismul e o chemare la renunțare. Să-L iubești pe Dumnezeu mai mult decât îți iubești păcatele. Domnul Iisus zice la un moment dat așa, dacă cineva, nu se, dacă cineva nu mă iubește pe mine mai mult, inclusiv decât își iubește propria familie, nu este vrednic de mine. Așa spune Biblia. Scuze, Doamne, dar am prea multe de renunțat, am businessul ăsta de făcut. O, oh, cât când am auzit că este asta. Eu mă pocăiesc, dar după ce mai termin niște afaceri. Când aud asta, zic, bă, alea înseamnă că nu sunt ok afacerile alea. Dacă tu zici că te pocăiești, dar numai după ce termini afacerile alea, sau după ce rezolv, care românul vorba asta, după ce rezolv niște chestii. Deci e clară treaba. Apoi, al treilea lucru, a treia scuză, sunt un păcătos prea mare. Eu cred că bogatul ăsta avea părerea asta despre el că e păcătos. De ce? Pentru că atunci când ajunge în iad, nu reproșează nimic. Am ajuns în iad, zice, acolo mă așteptam să ajung. Nicio, nicio problemă. Aș vrea doar puțină milă. Dacă vrei să-l trimiți pe Lazar, să-mi aducă măcar un strop de apă. Vedeți, unii oameni, unii oameni vin și spun, domnul pastor, tu vrei că eu să mă pocăiesc, dar dumneata nu știi cât de păcătos sunt eu. Și aș putea să-ți dau exemple din Biblie de păcătoși care au fost ma mult mai mari păcătoși ca tine. Nu vreau să te consolez într-un fel, dar vreau să te încurajez în această dimineață și îți voi spune că aduceți-vă aminte de David, aduceți-vă aminte de Moise. Moise se enerva. Unul mi-a zis odată, eu m-aș pocăi, dar eu mă enervez. eu când mă enervez, eu văd numai negru în fața ochilor. <laughs> Aduceți-vă aminte de Moise. Moise când s-a enervat odată, nici măcar n-a stat la discuții sau la certuri, cum facem noi de cele mai multe ori, ci imediat, imediat l-a și executat pe ăla de care, pe care s-a enervat. Nu, nu degeaba era blând, că ăștia blânzi așa sunt mai periculoși. Nu zice, nu mă enervez de dar și când mă enervez. Rahav, care a fost o prostituată, pe care Biblia o pune în Evrei 11 pe lista oamenilor credincioși despre care spune că a reușit să supraviețuiască pentru că a avut credință. Ce interesant! Dacă spui în această dimineață că ești prea păcătos, aș vrea să spun că înseamnă că tu crezi că jertfa lui Isus Hristos nu e destul de puternică să acopere și păcatele tale. Cei 11 când, când vor veni astăzi și vor fi scufudați în apa botezului, ei declară prin asta, oricât ai fi de păcătos, Dumnezeu m-a iertat. Și vreau să spun și ție, dragul meu tânăr, dragă frate, soră, prieten drag, care tot am și tot invoci tot felul de scuze, cum ar fi asta? Sunt prea păcătos, oricât ai fi de păcătos, Dumnezeu te poate ierta. Oricât ai fi de căzut, Dumnezeu te poate ridica. Și, oricât de adânc ar fi groapa disperării și păcatului, și oricât de întuneric ar fi întunericul din jurul tău, sau oricât de adânc ar fi întunericul din jurul tău, lumina lui Hristos poate străluci și în viața ta. Mi-aduc aminte de oameni care au fost dependenți de droguri, care au fost eliberați de Isus Hristos. Știu oameni care au fost dependenți de heroină, care au fost eliberați de Isus Hristos. Știu oameni care au fost. Dependenți de lucruri dintre cele mai grele, despre care psihiatrii și psihologii spun că sunt imposibil de recuperat, dar care au fost eliberați prin puterea lui Dumnezeu. Slăvi să fie Domnul! A patra scuză, și mai am una, și după aia prezint candidații. Scuze, Doamne, dar sunt moral. Da, și omul ăsta era moral. Biblia nu ne spune că ar fi făcut vreun păcat, în afară de faptul că era zgârcit și egoist. Nu ne spune niciun alt păcat. Dacă vă dau exemple, în Biblie sunt cel puțin doi. unui Nicodim, care era un învățător al legii și care era un om bun, căruia Domnul Iisus îi spune, ești moral, cunoști legea, foarte bine. Dar ca să intri în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să te naști încă o dată. Și bătrânul Nicodim zice, Doamne, scurt circuit, nu pricep, cum adică să mă nasc încă o dată? Celor care credeți că e suficientă moralitatea voastră, care spuneți, bă, dar eu sunt un om cu o etică profesională, păi eu știu mulți pocăiți care fac fel și fel de chestii. Să știți că nu e suficient ca să intri în împărăția lui Dumnezeu să ai o moralitate a ta. Biblia spune că toate, păca toate faptele noastre bune înaintea moralității lui Dumnezeu sunt ca o haină mânjită. Știți ce înseamnă asta? Că dacă ai făcut un singur păcat, nu ești vrednic să stai înaintea Sfințeniei lui Dumnezeu. Și atunci o să spuneți, dar cine-i vrednic? Răspunsul nimeni. Biblia spune că și toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dacă am făcut un singur păcat, Biblia spune că dacă cineva a făcut un singur păcat și o singură încălcare a legii, înseamnă că a încălcat toată legea. Un singur articol de lege, dacă a încălcat. Nu poți să spui, Doamne, dar am încălcat numai articolul ăla, nu mă puteți băga la pușcărie. Un singur articol de lege, dacă ai încălcat, ești călcător de lege și vrednic să plătești. Exact la fel stau lucrurile și în relația cu Dumnezeu. Nimeni dintre cei care s-au născut în lumea asta nu se pot lăuda că sunt perfect morali înaintea lui Dumnezeu, motiv pentru care fiecare dintre noi avem nevoie de Isus Hristos, slăvit să fie numele Lui. De aceea Apostolul Pavel răspunde spune celor din Corint când a venit la voi, n-am vrut să vă știu cât sunteți de moral, cât sunteți de buni, câte realizări profesionale și spirituale aveți și am vrut să știu un singur lucru, pe Isus Hristos și pe El răstignit, pentru că singura șansă ca un om să fie mântuit, și asta vor declara cei 11 îmbrăcați în haine albe, singura șansă ca un om să primească că mântuirea, nu-i propria neprihănire, nu-i nu, nu faptele bune, ci credința în cel care a venit și a murit și a înviat și stă la dreapta Tatălui, mijlocind pentru fiecare dintre noi, slăvit să fie numele Lui. Mai zic o dată, slăvit să fie numele Lui. Și dacă sunteți aici, aproape o mie de oameni, eu, eu aștept de la voi un, un, amin mai hotărât. Slăviți să fie numele Domnului. Mai zic o dată, slăviți să fie numele Domnului. Știți că Iov, care era un om neprihănit, și moral, atât de moral că Domnul Iisus se, Dumnezeu se laudă cu moralitatea Lui după ce trece printr-un proces de zdrobire, zice la final. Eu eram moral, dar doar am auzit vorbindu-se despre Dumnezeu. Ochii mei nu L-au văzut. Chiar dacă Dumnezeu se laudă cu neprihănirea lui Iov, cu, ne cu, cu dreptatea lui, cu moralitatea lui, totuși la final, după ce Iov trece prin toată zdrobirea, zice, mă pocăiesc înaintea ta, Doamne. Oricât de moral aș fi, mă pocăiesc în sac și cenușă și până acum doar am auzit vorbindu-se despre tine. Poate că ești și tu din categoria asta a fariseului moral, care zice, eu n-am nevoie de Dumnezeu, dar tu, în realitate, doar ai auzit vorbindu-se despre Dumnezeu și n-ai cunoscut niciodată prezența și puterea lui Dumnezeu. Mă rog în această dimineață ca prezența și puterea lui Dumnezeu să coboare în orice viață din locul acesta. Cei 11 îmbrăcați în haine albe, de asta sunt îmbrăcați în haine albe. Nu doar pentru că au auzit vorbindu-se despre Dumnezeu, ci pentru că l-au cunoscut pe Dumnezeu în mod personal și Dumnezeu le-a schimbat viața și haina albă e simbolul faptului că Dumnezeu s-a atins deja de sufletul lor și sufletul lor a fost socotit neprihănit. Nu e neprihănit, ci considerat neprihănit. Nu pe baza meritelor lor, ci prin jertfa lui Isus. Cinci, și cu asta am încheiat, cinci scuze, am spus scuze care i trimit pe oameni în iad. Recapitulez și vă prezint ultima, și apoi prezentăm candidații. 1. Prima scuză. Scuze, sunt prea mulți ipocriți. 2. Scuze, dar trebuie să renunț la prea multe. 3. Scuze, dar sunt un păcătos prea mare. 4. Scuze, Doamne, dar eu sunt moral. Și 5. Scuze, dar eu, eu, eu m-am născut credincios. Și bogatul acesta ar fi putut să spună la fel. Eu sunt evreu, m-am născut credincios, fac parte din poporul lui Dumnezeu. Dar știți, știți ce spune Biblia în Psalmul 51 cu 5? Spune Biblia că niciun om nu se naște moral și nici făcând parte din poporul lui Dumnezeu. Ce spune Biblia acolo, așa, sunt născut în păcat. Și de-aia Biblia spune tot Apostolul Pavel în fapte 17 cu 30 că Dumnezeu nu ține cont de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să facă un singur lucru. Ce să facă? Să se pocăiască. Nu zice, celor care s-au născut creștini, lor nu le mai porunce să se pocăiască, că eu nu mai au nevoie de pocăință. De ce? Că s-au născut așa. Nu există așa ceva. Pentru că toți oamenii se nasc, pune Biblia, păcătoși. Niciun om nu se naște credincios. Și în această zi am să vă prezint 11 oameni păcătoși care s-au pocăit și care vor înaintea lui Dumnezeu și înaintea noastră să declare lucrul acesta.